Voi continua citirea următorului verset din Roman, capitolul 12, cu versetul 2. Este versetul pe care îl vom folosi astăzi la tema noastră. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mesajul la o privire de ansamblu, fără să intrăm în detaliile hermeneutice ale textului, care se ocupă cu interpretarea lui, are scopul, are menirea de a ne păstra coerența intelectuală și capacitatea de a discerne între lucruri, ca să puteți deosebi bine, să faceți deosebirea, să aveți discernământ. Parcă l-am auzit pe Manu, i-am auzit pe frați aici, mi-a venit și mie dor de bătrânețe și de tinerețe. Acum fiecare își cântă trecutul lui și își cântă tinerețea în felul lui. Dați-mi voie să vă recit și eu tinerețea mea și gândurile mele. Am scris în 22.11.2021, când eram bolnav de COVID. Am scris poezia aceasta, vă rog să o judecați în context. Odă tinereții. Vreau să înțelegeți din poezia aceasta că trăiți o perioadă foarte frumoasă. Bucurați-vă de fiecare zi. Spuneam aseară că tinerii sunt condamnați să trăiască în viitor și pierd bucuria prezentului. Bătrânii sunt condamnați să trăiască în propriul trecut și pierd bucuria prezentului. Singurii care trăiesc în prezent sunt copiii. De aceea spuneam odă tinereții, așa am numit-o, adorabilă, dragă inocență. Îmi cer mii de scuze de la tine. Prea repede am crescut mare, în grabă m-am maturizat, m-am grăbit să ajung adult. Majestatea ta, tinerețe, e așa frumos și cald aici, îți mulțumesc pentru ceaiul cu mentă, pentru felia de lămâie și pliculețul de miere, revigorant, fierbinte, aromat, servit cu o felie de pâine. Alteță, mai lasă-mă câteva zile să stau la gura sobei tale, să stau tolănit pe canapeaua ta moale cu acest covoraș din păr de cămilă la picioare, admirând flacăra albastră a lemnului de fag din șemineul tinereții tale. Da, am înțeles de la bun început că sunt doar un oaspete voiajor în castelul tău rocoros, privesc pe ferestrele tale aburite, pe poteca ce dă în vale printre copacii de arțar, cu frunzele roșiatice și colțuroase ce prevestesc un sezon tot mai rece. Majestatea ta, tinerețe, dacă ești nevoită să scap de mine, bate-mi niște apropouri elegante și mă voi retrage discret din castelul tău cald, fără să auzi ușa scârțind la plecarea. Îți promit că mă voi lupta să nu-ți dai seama că am plecat, nici chiar eu să nu observ. Dacă spre dimineață mă vei găsi încolăcit ca un maidanez scribulit pe târnațul din fața palatului tău, să te prefaci că nu mă observi. Este doar pentru faptul că m-am simțit bine în castelul tău răcoros în zilele toride cu soare. Mai lasă-mă câteva nopți să dorm pe treptele din fața casei tale. Aș porni mai aievea, dar afară e frig, drumul din față e lung, iar eu mă simt tot mai obosit și mai moale. Când pe fereastra ta aburită vei privi înspre mine ca pe un spre un peregrin care ți-a călcat pentru câteva zile pragul, varsă o lacrimă de adio pentru mine, care, ca pentru un călător care nu-ți va mai trece niciodată pragul, pornit printre ploi spre o destinație necunoscută în zale, dar sperată, nădăjduită, râvnită, prin credință, împărăția ascunsă dincolo de apusul de soare. Iar dacă în scurta ședere la tine am lăsat vreo impresie naivă și am avut aere de gazdă, iartă-mă. A fost pentru faptul că m-ai tratat atât de frumos și gingaș cu îmbrățișările tale efemere. Iar atunci când fiul meu îți va trece pragul, ține-l puțin mai mult lângă tine.
Caută în cămara tristeților tale și vei găsi un pahar diferit, cu vreo jumătate de hectar din firele mele albe, simbria pentru câteva zile în plus. Pentru chiria copiilor mei, să îi iubești puțin mai prelung decât pe mine. Te las în odihnă. Mă întorc spre bordeie mai reci, popasuri vor fi tot mai multe, chiliile tot mai mărunte și beciuri mai reci cu medici, surori și injecții, picioare mai grele, ochii mai gri și mușchii sleiți de putere. Îmi cer scuze, copilărie, că am crescut prea repede mare, am alergat ca nebunul spre a fi, a vorbi, a ști, a cunoaște, o viață am învățat a vorbi și limba să-mi fie dibace, dar zilnic mă lupt a răzbi să fiu mai dibaci în atace. Iartă-mă și tu, scumpă naivitate, prea repede m-am luptat să te bat, să dibuiesc pe cei în etate, am învățat să confrunt pe vicleni, m-am străduit să înțeleg de desubturi și n-am apucat a înțelege că asta mă face adult, mă face matur și puternic, dar și mai bătrân și mai trist. Păstrează-mi, stăpâne, mintea senină, atunci când cu sufletul flămând, mă uit îndărăt, căuțit, căutând nițică iubire, să nu răgușesc tot strigând, să-mi pot aminti chiar plângând, că am trăit o viață iubind, iar iubirea mă ajunge din urmă. Dragilor, nu știu dacă reușiți să înțelegeți etapa din viața voastră pe care Dumnezeu v-a dat-o. În anul în care voi v-ați născut, în care eu m-am născut, 44.999.000 de copii au fost avortați. În același an în care m-am născut eu, 45 de milioane de copii sunt avortați în fiecare an la nivel de planetă. Sunteți supraviețuitorul pe care Dumnezeu a pus ștampila. Ăsta trăiește. Vreau să trăiască. Am un plan cu el. Vreau să-i fie bine. Vreau să-l folosesc ca un instrument pentru împărăția mea. Și sunteți aici astăzi. Aveți părinți grijulii? Aveți slujitori responsabili care vă educă, vă ajută, vă previn de necazurile și suferințele în care ați putea intra atunci când nu ascultăm. Dragii mei, aș vrea să intrăm puțin în tema noastră de astăzi. Vreau să faceți diferența între o conferință, între un seminar de conferință și o predică. Seminarul este mai degajat, mai relaxat, mai rațional, lăsând timp pentru introspecție, pentru analiză. Da? Adică nu voi tuna și voi fulgera și voi striga și voi transpira. Eu încerc să am o discuție interactivă cu voi, în a doua parte având posibilitatea să și întrebați. Iată care este traducerea liberă a versetului 2 din Romani, capitolul 12. Nu vă lăsați formați în comportament după modelul acestei lumi, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și perfectă. Nu mai are nevoie de ajustări din partea noastră. E perfectă. Cum a făcut-o Dumnezeu, e perfectă. Aceasta este traducerea textului nostru. Aș vrea în următorul slide, în prima parte, ca să înțelegeți în mare ce vom aborda. Noi vom merge relaxat, nu vreau să mă grăbesc, vom merge relaxat și parcurgem cât putem. Sunt practic 5 capitole mari, nu sunt foarte lungi, de ce am avea nevoie de transformare? Am primit cu toții tema aceasta, am văzut-o, ați primit-o pe WhatsApp, ați distribuit-o pe Instastory și astăzi vă aflați aici. Vă puneți întrebarea onestă, responsabilă, de ce aș avea nevoie de transformare? Dar nu sunt bine așa cum sunt? Eu sunt bine.
Iată de ce. În primul capitol vom vorbi despre modul în care tu ai fost format, adică creat de Dumnezeu. Nu, rămâi, lasă acolo, te rog, așa. Apoi vom vedea cum diavolul a deformat omul, umanitatea. Da? Imaginați-vă o sticlă de apă, stați să văd dacă mai e aia goală care am avut-o eu aseară, nu mai e, toate sunt pline, pentru că asta se întâmplă, dragilor, în momentul în care ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poți să te calci în picioare oamenii. Când te-a ridicat, tu ești drept și stai în picioare. Când ești gol și te-a strâns cineva un pic mai tare, te-ai boțit într-un milion de cute și de riduri și nu te mai ridici și nu mai vii la adunare. Pentru că atunci când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, nu reușește nimeni să te deformeze. Și oricât ar încerca și oricât ar trânti, tu ești plin de Duh. De aceea, dorința pe care o am în dimineața aceasta, dincolo de seminarul meu, îmi doresc aici, la Sighetul Marmației, în satul mare, în Sătmar, îmi doresc o generație de tineri plin de Duhul lui Dumnezeu, pe care să nu reușească diavolul să-i torționeze, să-i distorsioneze în niciun fel. Apoi vom vedea cum în istorie, în istoria Bibliei, Dumnezeu a încercat să reformeze omul. Prin legi, prin templu, prin jertfe, prin o grămadă de lucruri. N-a reușit. Pentru că natura umană a fost atât de depravată încât n-a reușit. Și apoi vom învăța în capitolul 4 ce înseamnă transformarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos și vom avea un studiu de caz pe Moise și vom relua poezia surorii noastre și anume a lui Saul din Tars, convertit, transformat în Pavel. Haideți să le luăm pe rând. Primul capitol, creat, format. Geneza 2:6. Iată care este idealul lui Dumnezeu în materie de creație. Ce a intenționat Dumnezeu atunci când din pământ a luat un pic de lut, ca și tipul ăsta de aici, de la voi, din Maramureș, nu mai știu exact cum îl cheamă, Pletos, așa, este olar el și face mai multe vloguri, Daniel și nu mai știu cum? Leș, așa, Daniel Leș, este, mie îmi place de el ca om, așa, când îl văd cu mâinile murdare acolo și cum modelează, îmi place lucrul acesta. Domnul al Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, uitați-vă cum a fost format omul. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Deci omul, mergem pe ideea aceasta trihotomistă, adică omul este alcătuit din trei părți, trei entități, conștiință și intuiție, da? Adică duhul omului. Apoi suflarea omului, sufletul omului, centrul emoțional, sentimente, rațiune, voință și apoi partea biologică, asta care se vede, care e din pământ și se va întoarce înapoi în pământ. Eu sper să vină Domnul în timpul vieții mele, dar nu sunt habotnic. Dacă nu vine, voi muri și va veni în timpul vieții voastre. Și dacă voi muri, voi învia, dacă nu voi muri, voi fi transformat. Asta este o altă transformare. Trupul bio, am explicat lucrul acesta. Iată câteva principii ale creației. În contextul formării, în contextul acesta, o să te rog de la media, când dau eu, să dai și tu, te rog, la următorul slide, ca să evităm timpii morți. Asemănarea cu Dumnezeu, câteva principii ale creației. Asemănarea cu Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu m-a format, a zis așa, Geneza 1:26, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și 27 spune așa, și a făcut pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este următoarea, unde e asemănarea? Domnul Dumnezeu, în limba ebraică apare termenul Elohim, singurul termen care
se adresează Sfintei Treimi, care cuprinde Sfânta Treime. A zis Dumnezeu să facem om. S-a consultat cu Fiul și cu Duhul Sfânt. După chipul și asemănarea noastră. Și a făcut pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Unde e asemănarea? Răspuns, asemănarea cu Dumnezeu este în libertatea ta de alegere. În libertatea mea de alegere, în liberul meu arbitru, adică eu decid dacă mă asemăn cu Dumnezeu sau nu. Și aici este extraordinar, aici este partea divină, dacă vreți, a omului, este superioritatea ființei umane față de animale. Are capacitatea de a alege dacă se aseamănă cu Dumnezeu sau se aseamănă cu diavolul în esența lui. Concepere tainică, psalmul 139, pe când eram un plod fără chip, un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau, fiți atenți, dragi băieți, care săptămâna aceasta v-ați luptat cu o criză de identitate, anul acesta, și a zis, care-i scopul vieții mele? Pentru ce numai să mă lupt toată ziua? Pentru ce m-a lăsat Dumnezeu pe pământ? Fete care se luptă cu gândul acesta, ce caut eu pe planeta asta, domnule? Planeta maimuțelor, cu două picioare, ce să caut eu aici? Când erai un plod fără chip, ochii lui Dumnezeu te vedeau și în cartea lui Dumnezeu erau scrise toate zilele vieții tale, mai înainte de a fi vreo una din ele. Aceasta este ideea formării tale ca om în intenționalitatea lui Dumnezeu. Apoi, al treilea principiu, individualitatea. Ai toate motivele, dragă domnișoară, dragă băiat, să te simți onorat astăzi, că în cele 120 de miliarde de oameni care se presupune că ar fi trăit pe planetă de la început până acum în 6.000 de ani, nu a mai existat niciunul ca tine și nici nu va mai fi, dacă vor mai fi încă 120 de miliarde de oameni, nu va mai fi niciunul. Ești unic. Ești un cod genetic unic. Ești individual prin amprentă, prin ADN, prin personalitate, prin gen, ești singurul tu și atât. Nu mai este altul ca tine. Băiatul meu, pe măsură ce crește, seamănă cu mine. Mai mult seamănă cu mamă sa fizică. Asta mă bucură, că are șanse să fie mai frumos. Ceea ce mă deranjează este că începe să semene cu mine la apucături. Iar asta mă supără dramatic. Pentru că e tare greu să pot să supraviețuiesc, să trăiesc cu un copil care va avea copilăria pe care am avut-o eu. Am fost, până să mă pocăiesc, eu n-am fost pocăit. Abia după ce m-am pocăit, am început să mă pocăiesc. Și mă rog din suflet să se asemene, să se apropie mai mult de mamă sa și la caracter. A patra, valoarea. Rețineți un lucru, oamenii lui Dumnezeu. Noi nu suntem doar o bucată de carne comercializată. Noi nu suntem doar un vis, o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu cu adevărat care a pus în noi valoare. Când în vechime un document era dus, transmis în imperiu, pe el era pus gravat ștampila inelului împăratului. Era muiat într-o vopsea și vopseaua respectivă era pusă pe pergament și era impregnată în pergamentul de piele ștampila aceea a împăratului. Vreau să înțelegeți un lucru, noi toți din locul acesta purtăm amprenta lui Dumnezeu, purtăm ștampila lui Dumnezeu pe noi, avem valoare și era cântarea aceea minunată, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul lui Dumnezeu, ai o mare valoare și vreau să știi că în procesul formării tale, Dumnezeu ți-a pus o mare valoare. Am scris o meditație în urmă cu ceva timp pe Instagram și zicea așa, Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru 30 de arginți. I-a negociat prețul, dar nu i-a cunoscut valoarea. Îi vindem pe oameni ieftini, chiar mai jos decât Iuda.
și negociem un preț pe ei, dar nu le cunoaștem valoarea. Valoarea este dată de chipul lui Dumnezeu din om. Apoi, scopul, dimensiunea teleologică se numește, adică totul se îndreaptă spre un anume scop, spre o anume țintă. Dumnezeu m-a chemat pe mine, m-a creat cu o chemare, cu o direcție clară, cu un scop predefinit, clar definit, bine definit, spre o direcție. Faptul că sunt în fața voastră și vă vorbesc câteva lucruri este prins în planul lui Dumnezeu, care a rânduit să vă fiu predicator, să vă fiu rob netrebnic și să vă pot sluji. Cu viața ta Dumnezeu are un scop clar. În scurtă vreme îl vei descoperi. Și, bineînțeles, creat pentru un anume scop, să lucreze, să păzească grădina, să-L glorifice pe Dumnezeu. Și acum, tumor, bravo! Acum deja ai prins ideea, pot să te iau în echipă când vin în zonă. Rolul omului în creație, Psalmul 8 cu 3 la 6, stătea David undeva pe o lespede, pentru că așa vine inspirația, într-o autogară, în avion, ai câte poezii n-am scris eu în avion, și stătea așa și se uita, cum stăm noi de obicei, de fiecare dată? Stând acolo, urmărea niște furnicuțe, voi urmăriți furnicile? Eu cât timp petrec cu furnicile? Dacă vă vine să credeți, stau întins pe gazonul meu din curte, gazon fain, zici că ești pe Wembley, doar că e mică curtea. Și stau acolo întins și lângă mine înflorește trifoiul. Eu vreau să las trifoiul să înflorească și vine pe lângă mine, se pun albinele pe florile de păpădie sau de trifoi. Și mă apropii așa încet, încet, nu vă vine să credeți. Încet, încet de ele mă apropii și o mângâie așa pe cap. Albina. Să vezi cum stă. Măi, oameni buni, albina are nevoie de iubire. Albina stătea, era o copil. Tati, te înțeapă. Nu te înțeapă dacă o iubești. Și o mângâie așa pe cap. Și stând acolo, urmărind furnicile, zice David, când privesc cu ochii mei lucrarea mâinilor tale, îmi zic, ce este omul? Să te gândești la el. Și fiul omului ca tu, Dumnezeu, să-l bagi în seamă. Asta este întrebarea retorică a eului liric, psalmistic. Și vine revelația omului duhovnicesc și spune așa, totuși, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, mările și tot ce are suflare, peștii mării, toate le-ai pus sub picioarele lui. Dragilor, vreau să trăim cu demnitate pe pământul ăsta. Ai venit în dimineața aceasta aici ca un ghiocel din ăla amărât, ofilit, care se uită numai în jos. E cea mai smerită floare. Am un articol scris, povestea unui ghiocel. Se naște cu capul în jos, stă supărat, toată, numai la el se uită cât e de amărât. Ghiocelul nu ridică niciodată în viața lui cu fața spre soare. Și stând acolo, și ai venit și ai zis, ce rost am eu, Domnule? Câtă amărăciune este în inima ta? Hei, tu ești stăpâna planetei, tu ești stăpânul pământului, nu stăpânul inelelor. Lasă-l pe ăla acolo cu stăpânul inelelor. Tu ești stăpânul pământului, a planetei. Dumnezeu te-a făcut stăpân peste planeta aceasta. O, Doamne, îți mulțumesc că sunt o făptură așa de minunată. Haide să zicem cu toții, te laud, Tată, nu, dar nu numai eu, măi, toți, hai. Te laud, Tată, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Auziți cine? Sufletul. Sufletul are ochi. Nu vă uitați doar cu ochii de carne și te uiți, ai 14 ani jumate și ți-a apărut acnea, că schimbările hormonale prin care am trecut toți. Și zici, vai, cât de urât, cine se uită la mine? Nu se uită nimeni la tine acum, că peste 5 ani prezinți interes pentru un băiat în vederea căsătoriei și peste 5 ani nu mai ai coșuri. Este extraordinar Dumnezeu, care iubește pe toți, pe toți. Bun? Mergem un pic mai departe, binecuvântat între limite.
Noi suntem o binecuvântare, viața fără limite este un haos. În ordinea lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu ne-a format, a zis, mă, oameni buni, voi aveți capacitatea de a vă autodistruge. Dacă nu vă pun limite, dacă nu aveți măsură, era la un moment dat Nicolae Iorga, a scris foarte multe lucruri, zice că nu reușește un om într-o viață să citească cât a scris el. Și vorbea mult, are celebre, am și eu niște cărți de ale lui, celebrele discursuri parlamentare, mie nu mi se par foarte concise, vorbea foarte mult, avea o voce pițigăiată, era obositor, dar înscris. Și la un moment dat vorbește, el vorbește și un din parlament se ridică un domn și încearcă să-i spună, domnul Iorga, numai puțin, aici n-aveți dreptate. Și el se enervează tare. Ce, domnule? Ce poate să învețe un profesor universitar de la un inginer? Și răspunde, măsura, domnul profesor universitar, măsura. Noi inginerii suntem cu măsura. Dragilor, există o măsură în toate, există o limită în toate. Nu pot să-mi bat joc de vorbe, nu pot să-mi bat joc de timp, nu pot eu acum să stau 3 ore în fața voastră. Există un timp, existăm, trebuie să mă concentrez, trebuie să fiu aplicat, trebuie să fiu logic, să am o structură logică, inteligibilă, ca să mă puteți înțelege. Limitele le stabilește Dumnezeu. Nu vă supărați pe noi, nu vă luați de gât cu noi. Noi doar exprimăm, întărim, validăm, vă informăm ceea ce Dumnezeu a stabilit în cuvânt. Ai, fratele, e prea rigid, e exigent, de numă. Vai, e radical. Măi, atunci Dumnezeu e radical. Limite sunt limite stabilite de părinți. Zice Dumnezeu lui Ieremia, Ieremia 35:5-6, du-te, te rog frumos, la fiul lui Recab și servește-i cu un pahar de vin. Ai ce ne-am fi dorit noi să trimită Domnul un proroc la noi. Și să vină prorocul și să spune, așa vorbește Domnul, astăzi ai dezlegare la vin, bagă vin în tine, la vin. Și a zis fiul lui Recab, domnul proroc, nu, noi nu bem vin. Măi, am avut revelație, am avut o vedenie de la Domnul. Domnul vă dă voie să beți vin astăzi. Îmi pare rău. Și dacă Domnul ne dă voie, noi am promis tatălui nostru Recab. De fapt era străbunicul lor Recab. Că noi nu bem vin. E o limită a neamului nostru. Noi nu bem vin. Mă, așa vorbește Domnul. E prorocie, mă. Poate să fie. Poate să fie. Noi nu bem vin. Se întoarce înapoi și zice Ieremia supărat, Doamne, m-am făcut de rușine. Uite, acum crede că sunt proroc mincinos. Păi cum m-ai trimis așa? Ai văzut, Ieremia? Ai văzut ce înseamnă caracter? Ai văzut ce înseamnă a fi nobil? Ai văzut ce înseamnă putere de caracter? Ai văzut pe fiul lui Recab cum sunt credincioși regulilor stabilite de părinților? Dragii mei tineri, fete și băieți, părinții voștri au stabilit niște limite în casă. Limitele stabilite de părinții voștri, dacă nu sunt exagerate și dacă se potrivesc rigolilor Bibliei, Dumnezeu ia act de limitele stabilite de părinți. Și cine le încalcă, îl supără pe Dumnezeu. Sunt anumite limite autoimpuse. Dom'le, vreau eu să-mi stabilesc până aici. De exemplu, eu am avut principiul acesta. Eu nu vreau să sărut nicio fată decât pe soția mea. Nu vreau să am prietenă decât în vederea căsătoriei. Și m-am întâlnit cu ea, eram tare stângaci. Habar n-aveam, tremuram, vrei să... Vrei... Ce să vreau, mă? Ce să vreau? Spune odată, concentrează-te să... Să fii soția mea. Oh, da, toate, da! Au fost limitele mele pentru care îi dau slavă lui Dumnezeu. Și sunt legi stabilite de dregători. Dom'le, nu ai voie să mergi decât cu 50 la oră în localitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei care respectați. Și să ne ierte pe noi ceilalți. Deci dacă ar fi să respectăm toate regulile, dragi, n-am fi ajuns la voi... Ar trebui să facem o zi întreagă. Așa am ajuns în 5 ore jumate.
că ne-a ajutat Domnul și n-au fost radare pe drum. Waze-ul să trăiască. Doi, ați văzut ce frumos a creat Dumnezeu omul? Doamne, dacă rămânea totul acolo. Să se termine Biblia în Geneza, capitolul 4. Acolo să 4 capitole. Eu atât aș fi preferat din Biblie, 4 capitole. Pentru că următoarele 38 de cărți și 3 sferturi îs datorită boacănelor oamenilor și încercării lui Dumnezeu de a-l readuce pe om. Și o să vedeți că n-a reușit. Pentru că omul e rău. Uitați-vă ce s-a întâmplat. De la 6 încolo e jale. Dar nu la 6 deja îi omoară pe toți, că e potopul. Dar între 4 și 6 se întâmplă tragediile tragediilor tragediilor. Răutatea omului era mare pe pământ. Pământul era plin de silnicie. Ce s-a întâmplat de fapt? S-a deformat omul. Tema asta o să o am luni la noi la tineret. Și luni la noi o să avem o seară mai specială. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău. Știți ce înseamnă asta? Pervertire intelectuală a cugetului. Fete dragi și băieți dragi, numai Dumnezeu din cer știe ce e în mintea voastră astăzi. Am observat așa un fel de reacție la anumite predici. Suntem gata să aplaudăm, suntem gata să aclamăm, suntem gata să lăudăm pe oameni când spun lucruri tari. Și când vine vorba să se apropie Duhul lui Dumnezeu de cugetul tău, de privatul tău, intrăm în alertă. Nu, aici nu. E sigilat, e închis. E interzis, accesul interzis. Toate întocmirile gândurilor din inima lui, toate planurile lui, toate ideile erau numai spre rău. Din inimă, deși intelectual, din minte și din inimă, adică sentimente, emoții. Am văzut dimineață, l-am distribuit pe grupul nostru de slujitori un clip cu președintele actual al Americii, care a venit, a ieșit într-un mod puternic, ca un uns al lui Dumnezeu. Și a zis, începând de astăzi, din prima zi de mandat, descurajez orice formă de abuz a ideologiei de gen. Voi da posibilitatea familiilor păgubite de transplantul de sex. Voi da posibilitatea să dea medici în judecată, să le plătească daune morale. Voi intra în școlile care au făcut abuz și au implementat ideologia de gen și au pervertit mintea copiilor. Voi da posibilitatea acelor școli, nu vor mai avea finanțare de la guvern și trebuie să știe că fiecare familie are mamă și tată. Dragilor, ca un pastor a vorbit omul ăsta. Eu cred din toată inima că Dumnezeu l-a ridicat. Numai spre rău, Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om. De ce? Că omul s-a deformat. Rău de tot. S-a contuzionat atât de tare că părea imposibil de a se mai face ceva. Și zice că Dumnezeu s-a mâhnit în inima lui și a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Domnișoară și domnișor, s-ar putea să fii prezent în locul ăsta astăzi. Și să se uite Dumnezeu la istoricul tău din ultimele 2 săptămâni. Și să zică, să știi, domnișoară, că îmi pare rău că te-am făcut. Îmi pare rău că te-am botezat cu Duhul Sfânt. Uite-te ce ai făcut. Uite-te ce preocupări ai. Îmi pare rău că ți-am dat darul ăsta. Îmi pare rău că te-ai născut într-o familie cu o mamă atât de bună. Cu un tată atât de bun. Îmi pare rău. La ce caracter ai te-aș fi dat pe mâna unui tată care nu e atât de bun? Nu să rămână el plângând acasă, să rămâi tu plângând. Deformarea aceasta, cum s-a ajuns aici? Secerea blestemată am numit-o eu. Știți că semnul ăsta întrebării nu e pus de Dumnezeu în Biblie, e pus de Satana. Și Dumnezeu a ținut să rămână acolo. Dar numai jumătate din el. Punctul e pus de Dumnezeu.
Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, punct. Căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, punct. Și vine Satana și pune o secere. Am un articol scris, secerea blestemată. Și pune o secere deasupra și zice, Doamna Eva, oare chiar a zis Dumnezeu? Da, a zis. Mă, Eva, stai mă cu minte, mă, greșeală de interpretare, fi sălbatic. Da, ai văzut că nu mai ești sigură? Numai un semn întrebării dacă ai pus. Fete și băieți, știți de ce aveți necazuri? Niciodată în viața voastră să nu puneți virgulă unde Dumnezeu a pus punct. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, punct. Dacă ai pus virgulă, mori. Și de acolo a început frica. Adame, are Daniel Negre o cântare. Unde ești, Adame? Sunt gol, Doamne. Blestemat va fi pământul din cauza ta. Și zice, mi-a fost teamă și m-am ascuns. Anxios, depresiv, după tufele de fasole din grădina Edenului. Rușinea, sunt gol, mi-e rușine, m-am ascuns, m-am învelit. Nu cumva, ba da, Doamne, exact, am mâncat, am ieșit la mic dejun cu Satana. Și apoi copiilor, Cain, criminalul care a omorât 25% din planetă, un sfert de lume, cu o lovitură de piatră. Erau 4 oameni pe pământ. Și au omorât unul, au mai rămas 3 sferturi de planetă. Procesul denaturării. Iată cum poți să ajungi aici. Depășirea limitelor. Mă, nu mânca! Dar sunt curios. Dar din curiozitate numai. Că prima țigară ți-o dă gratis. Și apoi îți vinzi casa ca să cumperi. Buruiană. Lobodă. Uscată. Și ajungi ca ăla. Atât, și nici acum nu mi-a revenit, credeți-mă. Deci când era, Manu a avut prezență de spirit mai mare, era și la volan. Deci un metru dacă era mai în dreapta și lovea camionul cu colțul, direct la noi pe capot îl arunca. Atât, groaznic. Cu siguranță o fi mâncat o jumătate de căpiță de, o fi băgat pe nas jumătate de căpiță de fân dimineață și ieși fumul pe ochi și pe urechi. Toată strada era plină de fum. Neascultarea. Cum s-a ajuns la denaturare și la deformare? Prin neascultare. Interacțiunea cu diavolul și agenții săi. Un băiat care promitea mult. Predica cuvântul lui Dumnezeu și predica foarte bine. Și mă gândeam la el în ideea de ucenicizare. Și a intrat pe internet, a zis, mă interesează totuși, măi. Ce este în spatele numerelor de mentalism? Cum reușește el să scoată fum? Și a ajuns să studieze, să studieze, să studieze. A ajuns să studieze vrăjitorie. Și astăzi zice, nu există Dumnezeu. Iată cum a fost deformat. Curiozitate, interacțiune cu Satana și depărtarea de Dumnezeu. Iată care sunt consecințele. Uitați-vă ce spune Biblia. Rețineți, e vorba de pocăiți. Măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, zice Romani 1 cu 18, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Bă, ce voce am! Cred că fratele Bumbar ne-a zis că despre un băiat l-am întrebat noi, ce părere aveți despre el? Că predică bine tare, da, zice. E un predicator foarte bun. Durerea este că știe și el asta. Proslăvește-l pe Dumnezeu, dragă domnișoară, ai cântat extraordinar. Încurajați-i pe oameni, dar dați-i slavă lui Dumnezeu. Măcar că l-au cunoscut, nu l-au proslăvit, doi, nu i-au mulțumit. Doamne, am putut să stau 45 de minute în fața acestor genii de oameni, în fața acestor ingineri, doctori, profesori, academicieni, mame și tați, farmaciști și o grămadă de meserii care sunt profesori, profesoare.
Doamne, mi-ai dat harul să stau în fața lor. Eu netrebnicul, eu ticălosul și slăbănogul. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat harul ăsta. Eu așa mă raportez la slujire și voi simțiți asta. Simțiți că nu vă tratez de sus. Că vă respect, că vă onorez ca pe niște copii de Dumnezeu. Nu i-au mulțumit și de aici până la nebunie mai e un pas. S-au dedat la gânduri deșarte și mintea lor s-a întunecat și au nebunit. S-au deformat cu totul. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate și au ajuns în patimi scârboase, au ajuns la tot felul de năzbâtii și tot felul de spurcăciuni. Iată cum se ajunge la deformare. O, dacă s-ar termina totul aici. Și eu închei prima parte ca să mergem la masă. Nu mi-am luat telefonul cu mine și nu văd niciun ceas. Ce bine! Că mă pot lungi cât vreau. Să puneți în colțul din dreapta și un ceas, să știu exact cât este. Fără 20. E perfect. Delisimo. Înseamnă frumos. Care mai sunt șansele noastre? Băi, în felul ăsta ne-a creat Dumnezeu, uite unde am ajuns. Era, cred că Dionisie Giukic, da, are poezia Viața. Și zice la un moment dat, e un fel de monolog al lui Adam. Paradis, șoptea Adam, har al frumuseții, vai, ce flori, cum cântă psalmi. Sfântul vieții, Domnul mi le-a dat spunând, ale tale toate, fii stăpân și domnitor în eternitate, numai pomul cel oprit să nu-ți fie partea, să nu știi ce-i bun sau rău, că nu știi ce-i moartea, dar la șoapta celui rău, cu dulciri de harpe, am uitat de Dumnezeu, am amăgit de șarpe, Domnul m-a gonit din rai, mi-a luat cununa, paradis, cum te-am pierdut pentru totdeauna. Cezar Pesclevei, un prieten de-al meu vechi, nu mai țin legătura de mult cu el, are o carte scrisă, Din paradis în deșert. S-a căsătorit cu cine nu trebuie, și soția lui a început să-l înșele cu colegii de la locul de muncă și în cele din urmă a divorțat de el. Și a scris o carte, o găsiți pe internet, Cezar Pesclevei, Din paradis în deșert. Fete și băieți, din paradis în deșert nu este decât un pas. Și iată-te în deșert. Sufletul tău e deșertificat, inima ta e vraiște, i-ai permis la băiatul ăla să intre în viața ta, ți-ai deschis inima, că eu nu pot să înțeleg fetelor. Cum la o inimioară care ți-o trimite pe Instagram, într-o inimioară din aia care e în loc de like, eu așa loc, că nu mai ai like, nu mai ai inimioară, și dai ce ai, cum să vezi în ăla inel de logodnă? Oare ce intenționează? Nimic. Nimic. Și ai pus inimă și ai pus suflet, ți-ai deschis inima și dintr-o dată îl vezi pe internet cu alta. Și în inima ta e deșertul. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 64 cu 5 la 7. Este tema de meditație pe timpul pauzei. Vă las ca să vă stea mâncarea în gât. Dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Păi, am ajuns rău de tot. Asta e soarta noastră veșnică? Mai e vreo șansă? Versetul 6. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea ta. Toți suntem ofiliți ca o frunză de toamnă, de arțar roșiatică și colțuroasă. Și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Șapte. Nu este nimeni care să cheme numele tău. Sau care să se trezească și să se alipească de tine.
De aceea ne-ai ascuns fața ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirii noastre? Meditați la asta pe timpul pauzei. Și în partea a doua vom vedea transformarea în Iisus Hristos Domnul nostru. Ca totuși să mâncați ceaiul și să nu vă înnecați. Amin.